Drumurile către mai multe orașe importante din apropierea Piteștiului au continuat să fie oprite și de dimineață. După ce aseară mașinile au fost lăsate să circule către Râmnicu-Vâlcea, spre dimineață polițiștii au blocat din nou șoseaua. După ce drumul Pitești-Râmnicu-Vâlcea la pasajul de la Bascov a fost închis aseară timp de o oră și ceva, mașinile au putut să circule din nou. De dimineață la ora 6 însă s-a închis din nou din cauza condițiilor nefavorabile. Centura ocolitoare a Piteștiului este blocată, iar mașinile sunt trimise pe rute ocolitoare. Până au primit șoferii care au avut drum spre București. La orele dimineții autostrada a fost curățată, iar traficul cât de cât fluidizat.